În episodul de astăzi o să reacționăm la piesa Ratopia, fraților, la piesa făcută de Sinner și vreau să vă rog pe fiecare în parte să apăsați neapărat pe butonașul de like și să strângem peste 300 de like-uri dacă vă place seria de Ratopia. Întrebarea mea de astăzi este: care este versul vostru preferat din piesă? Vreau să scrieți în comentarii după ce v-ați uitat la clip versul vostru preferat. Eu nu vă mai rețin și să-i dăm drumul cu episodul. Bine m-am regăsit, oameni buni și nebuni, la un nou episod de pe canal, fraților. Astăzi avem aici și un episod foarte, foarte interesant. Da, după cum puteți vedea, m-am întors și eu din concediu, fraților, m-am întors din Grecia și mare nebunie, fraților. Avem Ratopia Song, băieți și fete. Mai exact, piesa făcută de Sinner pentru toată seria de Ratopia și cum eu fac parte din Ratopia, ghiciți ce, fraților? Am primit acces să o ascult dinainte. Deci, când filmez eu este 26 august, ora 22, mă rog, 22 fără ceva. Și fiți atenți, fraților, mare, mare atenție, băieți și fete. Treaba stă în felul următor: dacă nu o să dați like în momentul de față, o să vină acest villager care e foarte, foarte curs și o să vă mănânce. Deci aveți grijă că eu nu m-aș juca cu așa ceva, fraților. Hai să strângem la episodul ăsta, nu știu, 200-300 de like-uri, ceva de genul, fraților, pentru că este un clip foarte special. E prima dată când apar și eu într-o piesă, că asta știu că apar și eu în această piesă. Nu cânt, dar apar în ea. Sunt mega, mega curios cum a cântat Răzvan pe această piesă și, Doamne ajută, jos în descriere o să găsiți și linkul către piesa originală dacă vreți să o ascultați, fraților, frații mei, să zic așa. Și o să vedem, poate găsim și ceva greșeli, poate mă transform și eu într-un Eurovision ceva, hai că mă transform dacă e. Bun, hai să-i dăm și noi play cu piesa, o să dăm așa la jumătate, 2 minute 45, let's go! Ratopia chat! Știți ce o să facem? O să ascultăm din prima cap-coadă pe toată și după aceea o să mai dăm o dată și comentăm. Ia să vedem. Că sunt hype și eu, fraților. Chiar sunt curios cum a ieșit piesa, gen. mc.graftoni.ro. Poate nu intri. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Ratopia, Ratopia. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Ratopia, Ratopia. Împărat în Ratopia. Mafia s-a băgat cu nociva, nu să-mi o ia. Au cooperat Luca, Zeri și Dani. Zici că-s manelis, mă caută dușmanii. Pe parcurs m-am făcut băiatul bun. Cu șoc și cu portocală am făcut imperiu turn. Dar mafia vrea să-l dea jos pe împărat. Nu știu ce să fac, trebuie să-i dau cumva de cap. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Ratopia, Ratopia. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Ratopia, Ratopia. Șerifii mei de bază, fii atent ce urmează. Mateescu, Cuza și Robi că sunt pe fază. Nociva a furat tot temul, m-a făcut pe față. Oana caută pentru mafie, se interesează. Pe la ase, pădurarul, chero, măcelaru. Pe la ciuri, pe la cai, unde e portalul. Fiecare zi ai, zici că dăm cu banul. Zici că dăm cu zarul, fiecare își face planul. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Ratopia, Ratopia. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Ratopia, Ratopia. Let's go, chat! Let's go, băieți și fete! Ratopia. Bă, ce nebunie, Doamne! Bă, băieți și fete, deci sincer acum... Băi, imaginați-vă, adică Răzvan nici măcar nu este trapper sau ceva și sună piesa asta... Mamă, țuț, mâncavea și sfârșit... Și cum să nu vă intre chestia asta în cap?
Eu nu împărăție ratopia. Bă, numărul 1. Deci n-am ce să zic, bă, cu mâna pe suflet. Uite, cu suflet, cu mâna pe suflet vă zic, fraților. Nu știu, e prea catchy. Deci e prea catchy. Și nu zic doar chestia asta că sunt eu în ratopia sau chestii de genul. E prea catchy. Imaginați-vă puțin să mergeți spre școală și să ascultați ratopia, ratopia, na 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 na. Mă rog, am avut și eu încercări de trapper în trecut, fraților, și să zic așa, am și eu câteva idei despre cum se cântă. Deci dacă era să fiu invitat de a intra pe o piesă, vă intra fratele vostru cu niște versuri nebune, rău de tort, cum s-ar zice. Hai să comentăm fiecare parte asta, cum îi spunem, parte și să vedem. Asta este, asta l-am folosit și eu, să știți. Deci asta l-am folosit și eu în primul clip de Ratopia. Deci așa, astea suntem noi de la început, Ratopia Song, după cum puteți vedea, după cum bine știți, frații mei, Ratopia Song. Unde? Casa mea nu-i pe aici, casa mea e în partea cealaltă. mc.ratoni.ro. Poate nu intri. Poate nu intri, deci hai să, aici trebuia, pentru că dacă nu era Răzvan, nu era seria asta, fraților, și dacă nu era mc.ratoni.ro, nu exista serverul, deci mari mulțumiri serverului mc.ratoni.ro, adică serverului Răzvan și al tuturor băieților care sunt aici, numărul 1, deci felicitările mele, n-am apucat să-i zic să-l felicit pe Răzvan niciodată pentru server, dar o să vină probabil și momentul când o să-l felicit, ia să vedem. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Da, aici vorbește despre faptul că este noua împărăție creată de noi, fraților, și creată de Domnul nostru împărat, care el a creat împărăția asta și mafia vine după el să o ia. Adică cine este în mafie, nu știu exact, Norcivanu, probabil Luca. Aici e evul mediu, Ratopia. Ratopia, ratopia. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Și vreau să scrieți chiar acum, dacă ați ajuns până aici la clip, care este versul vostru preferat, fraților. Versul meu preferat este Coase pădurarul, pentru că probabil sunt cel mai bun pădurar, mine și singurul pădurar din Ratopia. Dar nu contează chestia asta deloc, nu? Ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Refrenul, nota 11 din 10, deci n-am ce să zic, catchy rău de tot, deci bă, blană. Împărat în Ratopia, mafia s-a băgat cu Nocivanu să-mi... Deci Nocivanu este în mafie și după cum puteți vedea, dar nu vedeți aici de mine, este Răzvan care îl urmărește. Au cooperat Luca, Zeri și Dani. Luca, Zeri și Dani și Nocivanu, deci sunt 4 în mafie, ok? Zici că-s manelis, mă caută dușmanii, mâncați aici sufletul tău. Bă, tare rău de tot asta cu zici că-s manelis, mă caută dușmanii, tare rău de tot. Pe parcurs m-am făcut băiatul bun, cu șoc și cu portocală. Șoc și cu portocală am făcut imperiu turn, dar mafia vrea să... Cu șoc și cu portocală am făcut imperiu turn pentru că ei sunt constructorii de la... Turn. Pentru că ei sunt constructorii noștri de pe server, gen. Tare rău. De-a jos pe împărat, nu știu... Dar mafia vrea să-l dea jos pe împărat, nu știu ce să mă fac. Dar mafia vrea să-l dea jos pe împărat, nu știu... Nu știu ce să fac, trebuie să-i dau cumva de cap. E o nouă împărăție. Și acum din nou refrenul, fraților. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Ratopia, Ratopia. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e evul mediu, Ratopia. Deci imaginați-vă ce să mă bată tata că e a doua oară când ascult piesa și deja mi-au intrat versurile în cap. Bă, numărul 1, deci dacă piesa asta nu face 1 milion de vizionări, s-a terminat șmecheria. Deci nu vreau piesa asta pe Instagram acolo. Când pun poze pe Instagram, Ase Mădălină, unde puteți să-mi dați follow, vreau să am piesa asta, gen, acolo la muzică, știți ce zic, Instagram, music, chestii de genul, neapărat, fraților. Ratopia, șerifii mei de bază, fii atent ce urmează.
șerifii mei de bază, care sunt domnul Mateescu, Robică și Cucuza, regii, mă. Mateescu, Cucuza și Robică sunt pe fază. Nocivanu a furat tot temul, asta este de când a venit Nociv la noi în Ratopia și a furat tot temul, mă, fraților, mă, că de acolo a plecat tot. De la totemul ăla a furat battle, soarele să-l bată, de acolo a plecat tot, mâncavea și sufletul vostru. Va fura totemul, m-a făcut pe față. Oana caută pentru mafie, se... Oana caută pentru mafie, se interesează și acum regele, mă, ia. Interesează pe la se... Pe la se păduraru. Da. Deci asta sunt eu care ies din casa pădurarului. Hei, 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 construită de mine pe live-uri, chat, ce faceți de nu veniți încă pe live-uri, nu înțeleg. Vă aștept pe live în fiecare zi pe TikTok, găsiți jos în descriere tot ce vă trebuie. Pădurarul, chero, măcelaru, pe la ciurii, pe la cai, unde e... Pe la ciurii, pe la cai, unde e portalul? Fiecare zi aici zici că dăm cu banul. Fiecare zi aici zici că dăm cu banul, zici că dăm, zici cu zarul. Dăm cu zarul. Sincer. Care își face planul. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Haideți chat cu mine. Aici e Evul Mediu, Ratopia. Ratopia, Ratopia. E o nouă împărăție, Ratopia. Mafia vine după mine și vrea să-mi o ia. Aici e Evul Mediu, Ratopia, Ratopia, Ratopia. Și astea sunt fazele de la început, de când am început seria și băi băiatule, numărul 1. Deci da, bă, fraților, bă, da, bă, fraților, bă, bă, ce să zic eu. Deci acum ziceți, vreau să scrieți chiar în comentarii ce părere aveți voi despre toată piesa asta. Pentru mine este numărul 1, mâncavea și sufletul vostru, n-am să vă mint sau ceva, n-am de ce să mănânc rahat sau chestii de genul. Nu zic asta doar pentru că este, că sunt, apar și eu în piesă sau chestii de genul, sau pentru că sunt în Ratopia. Bă, e catchy, e tare rău de tot, deci nu știu. El o să urmeze și la mine pe canal, mă rog, la mine pe canal, o să urmeze să scot un merch, Asimă de Nix Ratopia, deci mă gândesc la chestia asta, trebuie să vorbesc cu cineva care se pricepe, fraților. Și da. Băi, eu vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru atenția acordată, nu uitați să dați acolo pe butonașul ăla de like, să strângem cât mai multe like-uri dacă vă place această serie mirobolantă de Ratopia, fraților, și dacă v-a plăcut piesa asta, să-mi scrieți în comentarii care este versul vostru preferat. Este o piesă foarte catchy și nu uitați să treceți jos în descriere și la Răzvan să-i dați acolo un like, să strângă piesa asta, merită cel puțin 1 milion de vizionări, fraților, deci nu mă interesează, piesa asta merită 1 milion de vizionări. Noi o să ne revedem mâine cu un nou videoclip. Nu uitați că în fiecare zi la ora 12 vă aștept aici și pe canal și pe canalul secundar la ora 1 cu clipuri noi. A revenit și fratele Ase din vacanță, dar nu pentru mult timp, pentru că pe data de 12 o să plec în altă țară și nu vă zic încă țara unde plec. Da, până data viitoare, am fost Ase, vă pup, vă iubesc, noi ne revedem mâine cu un nou videoclip. Eu vă las, nu uitați, dați acolo și un like și un subscribe. Eu m-am dus, baftă lume, pa, pa!